pentru că sunteți iar alături de noi la un moment extrem de important, având în vedere faptul că în această situație pandemică pe care cu toții o suportăm de 6 luni de zile, Primăria Municipiului Ionești împreună cu Consiliul Județean pun iar, să spun iar la braț, merg în a rezolva o problemă extrem de stringentă pentru locuitorii municipiului Ionești, dar nu doar pentru dânsii. Astăzi vom semna contractul care va permite ulterior în următoarele 10 luni de zile modernizarea sediului ambulanței din Ionești, care vedeți și dumneavoastră cum arată. O investiție necesară pe care am demarat-o încă din 2017, când Primăria Municipiului Ionești a preluat acest imobil de la Ambulanța Bacău, iar în 2019 am semnat contractul de asociere Consiliul Județean în scopul de a moderniza această clădire. Este o investiție de aproximativ 1 milion de lei. Începând de astăzi, după ce semnăm contractul, avem 3 luni de proiectare și ulterior 7 luni execuție. La anul în vară, lucrarea va fi finalizată. Este o reabilitare completă acestui imobil și, practic, va da naștere unei construcții care să permită un act medical de calitate prestat de către colegii noștri de la ambulanță, care până astăzi, sau mai precis până în acest moment, nu aveau speranța că această investiție va începe. Nu întâmplător, alături de mine am 4 colegi. Domnul europarlamentar Dragoș Benea, fost președinte al Consiliului Județean Bacău, Consiliul Județean alături de care am modernizat mare parte din Spitalul Municipal Ionești și începem cu centrul de primire urgențe pe care unii și-l asumă, spunând că a fost modernizat pe fonduri europene, mințind oneștenii, uitând că acest contract de finanțare care a însemnat modernizarea centrului de primire urgențe de la Ionești a fost semnat de Consiliul Județean Bacău și Primăria Municipiului Ionești în mandatul domnului Dragoș Benea. Alături de noi, domnul președinte al Consiliului Județean Bacău Brașoveanu, Sorin Brașoveanu, partener sau camarad, încă din această primăvară, în tot ceea ce privește lupta împotriva COVID-19, în moment în care Guvernul României nu a făcut nimic pentru oneșteni, pentru cadrele medicale din Onești, pentru cei care lucrează la ambulanță, nu ne-au dat echipament de protecție, nu au susținut financiar lupta împotriva COVID și pretenții sunt cât carul. Fostul prefect al județului Bacău, domnul Valentin, candidat al Partidului Social Democrat la funcția de președinte a Consiliului Județean, și domnul Panfil, președinte al Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Onești, colegi pe care mă bazez în colaborarea viitoare pe care Primăria Municipiului Onești o va avea împreună cu Consiliul Județean Bacău, atât domnul Ivancea cât și domnul Panfil și-au luat angajamente în privința susținerii proiectelor pe care Consiliul Județean împreună cu Primăria Onești le vor demara și susține financiar în mandatul 2020-2024. Invit pe domnul europarlamentar Dragoș Benea să vă adreseze câteva cuvinte, după care pe domnul Sorin Brașoveanu, după care continuăm cu domnul Ivancea și domnul Gelu Panfil. Vă mulțumesc, ulterior vă răspundem la orice întrebare. Mulțumesc mult! Mulțumesc domnului primar Nicolae Ignatiuc.
Eu am să îmi păstrez stilul caracteristic și scuzați-mi lipsa de modestie și n-am să fac abstracție de perioada în care suntem. E perioada de pandemie, e toamnă, e perioada de alegeri locale pe care noi nu le-am considerat oportune, dar dacă guvernul care tocmai se plimbă în aceste zile prin județul Bacău și prin zona dumneavoastră consideră că pe 27 este în regulă să mergem la alegeri și este în regulă din punct de vedere a securității sanitare, n-avem ce face, suntem un partid care totuși, vedeți că avem niște obiective pe care le-am bifat în urmă cu 4 ani și vrem să ne prezentăm la aceste alegeri cât se poate de onorabil. Și constat că suntem în campanie electorală, felicit primăria Onești pentru faptul că a finalizat repede această procedură. Mă bucur că este un constructor din zonă, asta îl obligă să se țină de termenele pe care și le-a asumat. Este bine că avem investiții în sănătate și la Bacău și la Onești. Mâine avem la Buhuș, am avut și la Moinești la începutul anului. V-am obișnuit cu această constantă a investițiilor în sănătate în ultimii 10 ani de la nivelul județului Bacău și, într-adevăr, pe următorii 4 ani trebuie să existe un angajament în acest sens. Dar am învățat în toate campaniile electorale la care am participat că trebuie să ai responsabilitatea la ce vorbești și la ce afirmi, pentru că nu vorbești doar pentru acea perioadă cum fac unii, ci vorbești și pentru următorii ani. Un an, doi, trei, patru. Și de aceea vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce spun, pentru că vreau să pun niște tușe și pentru prezent și pentru viitor. Suntem la Onești, vorbim de sănătate. Investiția, într-adevăr, a spus domnul primar Gnatiuc, nu este mare, 1 milion de lei, 10 miliarde de lei vechi. Nu este mare, dar ea este mai mică decât suma pe care un consilier județean Olteanu de aici, din PNL, Onești, o are de achitat la statul român. Pentru că odată dânsul a dat niște țepe în valoare de 13 miliarde de lei, bani pe care nu i-a dat statului român, dar ocupă funcție publică. Mie mi se pare incalificabil ca cei care, dincolo că liberalii au afaceri în sănătate, să mai ai și datorii la stat și să mai și critici pe cei care, vorba domnului primar Gnatiuc, produc fapte și mai puțin vorbe. Pentru că inițial am fost destul de reticent cu acest tip de mesaj, alege faptele, nu vorbele, dar noi chiar avem foarte multe fapte în urma noastră, iar aici la Onești ceea ce se întâmplă astăzi este încă o dovadă, este încă o investiție, că între administrația Nicolae Gnatiuc și vechea administrație este ca diferența între grâu și neghină. Am mai discutat de atâtea ori ce s-a făcut rău în vechea administrație și anume s-au întreținut pierderi și lipsa de investiții în sistemul de alimentare cu apă și în deșeuri de vechea administrație. Actuala administrație nu numai că a curățat sistemul și nu mai sunt probleme din punct de vedere alimentării cu apă, ba chiar accesează fondurile europene în acest sens. Actuala administrație a reabilitat infrastructura de o manieră spectaculoasă față de vechea administrație, infrastructura rutieră stradală. Actuala administrație, pe fonduri europene, a modernizat infrastructura în educație spre deosebire de vechea administrație. Sunt diferențe majore, ca între alb și negru, ca între grâu și neghină. Sigur că ieri am semnat la Bacău pe fonduri europene investiții în sănătate. Astăzi, pe un parteneriat între Consiliul Local Onești și Consiliul Județean Bacău, au mai fost asemenea evenimente, vor mai fi. N-aș vrea să trecem cu vederea și nu este lipsit de importanță faptul că aici sunt prezent și viitorul președinte al Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea, dar mai important pentru oneșteni, președintele Consiliului de Administrație de la Spitalul Municipal Onești, domnul Gelu Panfil, binecunoscut oneștenilor ca un om onest, muncitor, care nu are datorii la nimeni, nici la stat, nici la persoane private și care sunt convins că va reprezenta cu cinste în Consiliul Județean, viitorul Consiliul Județean, comunitatea oneșteană și comunitățile din jurul Oneștiului. Este o candidatură în care noi credem și care, ca și la președinția județului, pune o diferență clară între noi și ceilalți. Cei de la liberali
propun pe liste un consilier care este dator la stat și din cauza căruia poate este întârziată o investiție în județul Bacău sau în Onești, iar noi venim cu un om responsabil pentru viitor care vrea să garanteze investițiile Consiliului Județean pentru Onești și care și-a făcut din ultimii 4 ani din calitatea de consilier local alături de Nicolae Ignatiuc un angajament aproape sfânt pentru modernizarea sănătății și modernizarea Spitalului Municipal Onești. Nu întâmplător, din postura de consilier independent, este președintele Consiliului de Administrație de aici și alături de primarul Oneștiului au asigurat un mers alert și bine programat al investițiilor în sănătate. Și îndrăznesc să spun că dincolo de ceea ce au făcut pe infrastructură de apă canal, pe infrastructura de deșeuri, pe infrastructura rutieră, pe infrastructura de educație, au excelat și în ceea ce privește investițiile în infrastructura de sănătate. Cu alte cuvinte, diferența între ceea ce s-a întâmplat în 2012 și 2016 aici și ceea ce s-a întâmplat pe vremea administrației Ignatiuc este una uriașă și eu sunt convins că, așa cum îi știu pe oneșteni, Oneștiul nu este un oraș și locuitorii Oneștiului nu sunt oameni care merg după aventurieri sau care merg după cei care instigă la vrajbă, la ură și la vot negativ. Oneștenii au votat întotdeauna oamenii care au demonstrat că pot face ceva. Noi am demonstrat la nivelul județului că am făcut lucruri fără precedent în județul Bacău. Același lucru s-a întâmplat la nivelul Oneștiului. Țin să felicit pentru acest lucru. Poate este ultimul eveniment administrativ alături de administrația Ignatiuc înainte de alegerile locale. Țin să spun aceste lucruri pentru că să nu ne mai formalizăm foarte mult. Suntem în perioadă de campanie. Cetățenii vor alege oamenii și partidele care le vor decide destinul pe următorii 4 ani. Și e bine să fiți foarte atenți la afirmațiile care se fac în spațiul public de către unii, că vor face nu știu ce, că o să facem nu știu ce, că o să supraimpozităm proprietățile astfel încât să dăm terenurile comunității între cei care am dovedit că se poate și cei care se plimbă acum prin Onești cu fel de fel de afirmații că vom face sau o să facem, e bine să-i alegeți pe cei care, pentru care vorbesc faptele în primul rând. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Bună ziua, domnule primar, domnule președinte, bună ziua, stimați oneșteni! Consiliul Județean a avut o prezență constantă alături de echipa domnului primar Ignatiuc în ultimii ani, așa cum foarte bine a precizat aici, în ultimii 4, 5, 6 ani de zile. În 2017 s-a finalizat lucrările la compartimentul de primiri, urgențe, servicii de care beneficiază nu numai oneștenii, toți cei din zona Onești, de asemenea în 2018 cele 4 secții care au fost modernizate și atunci, în 2018, după finalizare, împreună cu domnul primar și cu toți cei care sunt aici în fața dumneavoastră, am discutat care ar fi următoarea prioritate pentru oneșteni și sprijin pe care Consiliul Județean l-ar putea acorda. Prioritatea numărul 1 a fost secția de ambulanță, stația de ambulanță, datorită uzurii și a clădirilor foarte vechi, între 68 și 1980. Și de atunci am început demersurile, ne-am asociat, au fost parcurse toate etapele și procedurile legale, a fost sigur și anulată odată licitația, astăzi suntem aici pe un curs firesc și un grafic firesc. Ieri la Bacău, pe fonduri europene, s-a semnat contractul de achiziții dotări la ambulatori de specialitate copii și adulți la Spitalul Județean. Astăzi, iată, se semnează contractul de proiectare și execuție la stația de ambulanță. Așadar, în ultimii ani, aportul Consiliului Județean a fost de peste 7 milioane de euro, dacă ar fi să pe cele investițiile făcute, la care se adaugă efortul de anul acesta, în care, foarte bine a precizat domnul primar, din păcate a trebuit să ne descurcăm singuri și să ne dăm mâna, pentru că guvernul nu ne-a ajutat și chiar dacă au făcut promisiuni, nici până la această oră, banii pe care noi a trebuit să regândim bugetul, să-l reașezăm și să acordăm
fondurile necesare referitor la a preveni răspunderea acestei pandemii și ceea ce ne-am confruntat noi în această perioadă. Așadar, acest spital municipal a fost declarat spital suport COVID și a trebuit să venim alături de autoritate, de primarul Natiuc și de toți oamenii de bine de aici, din Onești, din jurul Oneștiului, care au contribuit la sprijinirea spitalului, Consiliul Județean acordând 2 milioane de lei, 10 echipamente ATI complete, la care se adaugă echipamentele și materialele de protecție. 10 luni de zile durează acest contract de zi, 3 luni proiectarea, 7 luni execuția. Eu doresc succes și spor la treabă antreprenorului. Vedeți, se închid unele proiecte, se deschid alte investiții, e un nou început și doresc să închidem frumos, să zicem, sau închid mandatul într-un mod frumos prin deschiderea și semnarea a noi contracte, dar în același timp predau, cum s-ar zice, ștafeta viitorului președinte a Consiliului Județean și domnului Panfil, domnului Vancea, aceste investiții să le sprijine, să le ducă la bun sfârșit. Vă mulțumesc și mult succes! Bună ziua tuturor! Cred că era bine să ne consultăm un pic înainte ca să nu spunem toți aceleași lucruri. Da. Se încheie un mandat în care sănătatea, așa cum spuneam, a fost o prioritate atât pentru mine cât și pentru colegii mei din Partidul Social Democrat. Mă rog, colegi de facto de 2 luni de zile, dar am simțit în toți acești 4 ani un sprijin extraordinar și cred că cu toții știți, faptele vorbesc de la sine, nu mai fac recurs la toate proiectele pe care le-am reușit să le facem împreună. Da, fonduri europene în valoare de peste 10 milioane de euro la Spitalul Municipal Onești, pornind din 2017 până astăzi, și alte câteva milioane de euro atrase pe fonduri guvernamentale. Astăzi se semnează contractul pentru modernizarea stației de ambulanță, un proiect care are de această dată, nu că ar fi pentru prima dată, în parteneriat cu Consiliul Județean, un prieten de nădejde, dacă pot să spun așa, al Oneștiului, de care ne leagă foarte multe proiecte. Nu dau de exemplu decât ceea ce vedeți în spate, unitatea primiri urgențe. În urmă cu 2-3 ani, modernizarea a 3 etaje și, foarte important și poate mai puțin cunoscut, Consiliul Județean ne-a asigurat cofinanțarea pentru cel mai mare proiect de infrastructură pe fonduri europene semnat vreodată la Onești, și anume eficientizarea energetică și anveloparea Spitalului din Onești, proiect de peste 6 milioane jumate de euro. Evident, nu ne oprim aici, vizăm pentru mandatul următor proiecte de anvergură. Dacă dă Dumnezeu să trecem cu bine de această pandemie și să fim toți sănătoși, poate o să vedem deasupra acestei unități de primiri urgențe un bloc operator nou, cu 6 săli de operație și cu bloc ATI nou, proiect care la momentul ăsta se prefigurează undeva la 14-15 milioane de euro. Un heliport vizăm de asemenea să facem în viitorul mandat, dar în același timp eu zic că trebuie să fim și rezervați în a promite chestiuni mărețe, pentru că, vedeți, trăim vremuri grele, am fost lăsați singuri de guvernanță să ne descurcăm, trebuie să asigurăm materiale necesare pentru desfășurarea anului școlar și atunci cred că indiferent dacă aceste proiecte sau nu sunt fezabile, trebuie să fim rezervați, să depășim cu bine, să ne Dumnezeu să depășim cu bine această criză și să putem să continuăm ceea ce am început și să generăm proiecte noi.
Moment de bucurie astăzi la Onești, ca să revenim la subiect. Eu nu pot decât să urez spor la treaba antreprenorului. Am aflat astăzi că este și din zona de aici. Încă un motiv de bucurie pentru că probabil va munci responsabil. Eu cred că în această echipă am dovedit că se poate. Și evident în echipa care se prefigurează cu Nicolae Ignatiuc, primar, și cu Valentin Ivancea, președinte de Consiliul Județean, o să generăm proiecte noi pentru Onești, evident continuându-le pe cele pe care deja le-am început. Mulțumesc tare mult! Bună ziua dumneavoastră! Vă mulțumesc pentru invitație. Cel mai greu este să vorbești ultimul. Toată lumea, evident că a spus tot ce trebuie. Eu, în schimb, o să fac o diferență netă sau o să trag o concluzie la această conferință de presă. Fără îndoială, vom continua investițiile în sănătate, pentru că această echipă a dovedit, nu numai în ultimii 4 ani, că investițiile în sănătate reprezintă o prioritate. Fiecare buget, de la începutul fiecărui an, în calitate de președinte a Consiliului Județean, va începe cu prioritatea pe sănătate. Evident că am să vorbesc și în calitate de fost prefect. În calitate de fost prefect, am inventariat cam toate proiectele care se vor desfășura la nivelul județului Bacău. Bacău este un șantier cu prioritate pe sănătate. Sunt evidențe care nu pot să fie negate. Față de cei care vin acum și ne prezintă, vom face, vom aduce, vom reforma, vom dărâma, vom înlătura pe cei care sunt în ultimii 30 de ani la conducerea județului, uitând că au fost în conducerea județului, eu o să spun un singur lucru. Am dovedit că am făcut, dovedim că se poate face. Nu putem nega ceea ce se întâmplă în realitate. Cred că dezvoltarea județului Bacău nu se face prin a nega ceea ce a făcut altul înainte, ci se face pe a construi pe ceea ce a făcut altul înainte. În echipă cu domnul Gelu Panfil, cu domnul primar Gnatiuc, vom face nu numai la Spitalul Onești, nu numai la Spitalul Buhuș, nu numai la Spitalul Județean Bacău, vom face din sănătate o prioritate. Vom continua această prioritate. Vă mulțumesc tare mult! Nu, mai am eu, la orice concluzie netă, se impune un postscriptum interesant. Și nu mi-a furat nimeni ideea. Și suntem toți de bun simț. Când îi mai vedeți pe guvernanții care au stabilit, sunt aceleași persoane care au stabilit că Spitalul Onești și Spitalul Județean de Urgență Bacău în bătălia cu COVID din martie și până astăzi trebuie să ducă greu. Să știți că Spitalul Municipal Onești a fost pus în prima linie în războiul cu COVID-ul de către actualii guvernanți. Este un lucru incontestabil și ușor de verificat. Când îi mai vedeți pe aici că vin și vă promit că o să facă sau vom face sau vom drege, să întrebați ce se întâmplă cu Spitalul Modular de la Bacău, anunțat cu surde și trâmbițe, despre care poate oneștenii nu știu, dar este un obiectiv, un cort aflat undeva la baza Aletea din municipiul Bacău, pentru care statul român a plătit 3 milioane de euro și este inutilizabil. Este neconform și nerecepționat de ISU. Dacă pe cetățeni sau pe mass media îi lasă indiferent acest subiect, să știți că pe noi nu o să ne lase indiferent și oriunde o să ne întâlnim și o să interacționăm cu ei, o să întrebăm ce ați făcut cu spitalul de la Bacău, cu spitalul modular, care zace efectiv și nu poate fi utilizat și folosit, spital pentru care statul român a achitat 3 milioane de euro. În același timp, administrația oneșteană și administrația județeană nu numai că a dus tot greu,
ci a și decontat toate sumele necesare pentru cazarea medicilor, pentru ventilatoare, pentru tot ce au însemnat sporuri la medici, tot ceea ce a însemnat această bătălie cu COVID a căzut pe umerii autorităților locale, nici de cum pe umerii guvernanților. Guvernanții în județul Bacău, actuala guvernare, cei de la PNL, au făcut un singur lucru. Au aruncat banii pe Apa Sâmbetei, pe un spital modular pe care nu-l poate folosi nimeni. Și bătălia cu COVID, dragi guvernanți de la PNL, nu s-a terminat. Toată lumea știe că vine sezonul rece, probabil numărul de cazuri va crește și sunt convins că tot ceea ce facem, ventilatoare, modernizare secții, tot ceea ce facem în bătălia cu COVID se va dovedi de maximă utilitate în iarna ce ne așteaptă, inclusiv punerea în funcțiune a celor două etaje de la Spitalul Municipal din Bacău, care s-a realizat în urma unui parteneriat între Consiliul Județean Bacău și Primăria Bacău. Inclusiv acele etaje deja își arată utilitatea, cu atât mai mult cu cât, repet, sunt absolut convins, așa cum am spus și în martie, bătălia cu COVID va fi lungă, de durată și va fi extrem de dură. Și trebuie să folosim toate capacitățile în această luptă. Un singur lucru a făcut guvernul pentru județul Bacău, două pentru Onești. A stabilit că Oneștiul trebuie să fie în prima linie și nu le-a dat niciun ban să ducă această luptă, iar pentru Bacău au adus un spital care nu poate folosi nimeni. Vă rugăm să rețineți aceste lucruri și să-i întrebați când mai vin și vă promit că vor face nu știu ce orașe ale viitorului pe aici prin jurul Oneștiului. Cam aceasta a fost, să spun, partea de expunere și de promovare a acestui proiect important pentru Onești și oneșteni în sănătate. Dacă sunt întrebări legate de subiectul de astăzi sau și alte subiecte. Vă rog. Neputința și frustrarea creează minciună și în perioada electorală sunt mulți care mint și mulți care promit. Întrebarea ar fi aceea. E o întrebare la răspunsul dumneavoastră. Întrebați persoana respectivă să vină cu un document scris, cu semnătura dânsului pe acel document, prin care în administrația oneșteană cât a condus-o dânsul 2012-2015 a adus un leu pe fonduri europene. Un singur leu. Un singur proiect semnat. Deci încep minciunile. Minciunile dânsului și minciunile și celorlalți candidați care promit marea acusarea, dar uită să-și onoreze promisiunile de acum câteva luni de zile, cele recente și anume. Tablete pentru copii, măști pentru copii și să nu uităm nici noi, nici domnii directori, nici cadrele profesori sau cadrele din învățământul de stat și privat din Onești, cadrele medicale, părinții și copiii să nu uite că în această perioadă am fost lăsați iar baltă de către Guvernul României și a trebuit noi de la bugetul local să susținem financiar începerea anului școlar în condiții de siguranță pentru dascăli, pentru copii, asigurând banii necesari achiziționării integrale a unui număr consistent de măști pentru 9.000 de elevi și 800 de cadre din învățământul de stat pentru o perioadă de 30 de zile. În următoarea, să zic, ședință de Consiliu Local voi propune o rectificare de buget prin care până la sfârșitul acestui an integral toate cheltuielile să fie susținute de la bugetul local, în condițiile în care guvernul riscă sănătatea copiilor într-o perioadă în care se ocupă în mod deosebit de alegerile locale și de promisiuni. Da, am și eu, trebuie să răspund, domnul Gnatiu, că am mers mai cu binișorul. Eu am să fiu mai... Dar întâi vreau să-mi răspundeți la o întrebare. Sper să vorbim de același personaj. Personajul care a dat mită ca să ia bacalaureatul? Sau care și-a dat a încheiat, a fost declarat incompatibil pentru că a încheiat un contract cu firma sa din calitatea de primar al Oneștiului, aceeași persoană, da? Deci vorbim de domnul Neghină.
am început conferința de presă prin a spune că trebuie să avem responsabilitatea la ce spunem. Pentru că mai venim la Oneș și în 2021, și în 2022, și în 2024. Nu se termină aici alegerile pentru nimeni din spatele meu. Pentru unii, în schimb, cum este domnul Neghină, este ultima șansă de a rămâne agățați de putere. Pentru că dânsul nici măcar politician nu este. Este un om care își dorește cu disperare puterea și știe foarte bine că dacă pierde și de această dată alegerile, lucru care se va întâmpla, este definitiv din politica oneșteană. Este personajul care în 2016, vă amintiți, este de notorietate, știe toată lumea, din disperare că nu poate candida, aflând în cele din urmă, în ceasul al 24-lea, în aprilie 2016, că nu poate candida, era pregătit să-și pună soția să candideze. Nu ar ceda puterea, nu a vrut să cedeze puterea sub nicio formă și vrea să o câștige cu orice preț acum. Și de aceea se aruncă în spațiu public fel de fel de afirmații, care, vedeți, vin din partea domnului Neghină și a impresarului său, domnul Vreme, un alt personaj depășit al politicii oneștene, iar ceilalți, niște aventurieri, care, repet, până să propună sau să clameze binele oneștenilor, să-și pună cel mai de frunte liberal, să-și achite obligațiile față de stat, că nu este nimeni în spațiu public oneștean care să aibă datorii la statul român de 13 miliarde lei, sau să-și înlocuiască președintele de la organizația municipală, din funcție, să aibă puterea organizația județeană, să-l înlocuiască pe cel care este recunoscut în județul Bacău ca unul din cei mai mari țepari, și care în urmă cu două luni arunca cu ștampilele false pe geam, atunci când a fost întrebat ce caută ștampilele false la dânsul. Ăștia sunt opoziția la Unești. Neghină, Vreme, PMP și Lazar, Olteanu și doamna avocat obligată să candideze, pentru că nu aveau soluții. Este o diferență netă între ce propune PSD-ul. Și uitați-vă bine la noi și ce propun ceilalți. Suntem, nu întâmplător, am ținut să avem acest panou în spate, pentru că suntem oameni care ne-am legat irreversibil și incontestabil de niște proiecte fundamentale pentru dezvoltarea economică a județului Bacău. Noi nu ne-am propus și nu vrem să facem din județul Bacău a doua Bucovină, pentru că este un obiectiv de neatins, așa cum s-au propus liberalii, dar într-adevăr vrem să facem din județul Bacău și am însămânțat pentru acest lucru, am modernizat drumuri județene, drumuri naționale, terminăm aeroportul peste o săptămână, am făcut centura Bacăului, promovăm și credem la modul clar în autostrada 13 Bacău-Brașov, spre deosebire de toți ceilalți care le susțin pe toate trei și n-au făcut niciuna în 30 de ani, noi mergem doar pe una, Bacău-Oneș-Brașov. Și credem că aceste lucruri, odată înfăptuite și odată realizate, vor duce la un Bacău, un județ Bacău, inclusiv Oneștiu, puternic din punct de vedere economic. Acesta este obiectivul organizației PSD pentru următorii 4 ani, să genereze investiții, în primul rând Bacău-Brașov, care să ducă județul Bacău, să facă din județul Bacău cel mai puternic județ din punct de vedere economic în România, nu să fim a doua Bucovină. Avem branduri la nivel național, Dedeman, Aerostar, Umbrărescu, avem constructori de autostrăzi, aveți branduri aici la Onești care au depășit granițele țării, da? Oameni din agricultură, Grup Șerban sau domnul Mihai Ilie sau Croco. Sunt oameni, branduri, oameni de afaceri care au nevoie de infrastructură foarte bună, n-au nevoie de a doua Bucovină. Iar oamenii, oneștenii și toți cetățenii județului Bacău își doresc să aibă locuri de muncă sigure și bine plătite. Locuri de muncă sigure și bine plătite le generează agenții economici și oamenii de afaceri. Nu-mi pare rău că auziți asta din gura unui social-democrat în loc să o auziți din gura liberalilor. Din gura liberalilor auziți altceva, că ei vor să ia proprietatea ca să o dea nu știu cui și să dezvolte orașul viitorului. E complicat, de asta spun să avem totuși proprietatea termenilor și să păstrați toate aceste afirmații trăznite ale celor de la PMP sau de la PNL. Noi vrem să facem nu a doua Bucovină, vrem să facem Bacău cel mai puternic din punct de vedere economic, județ al Moldovei. Așa cum ați văzut o statistică foarte interesantă, sper să vă stârnim totuși curiozitatea și cu subiecte mai puțin de tabloid, mai puțin tabloidizabile.
Totuși, județul Bacău în perioada 2014-2020 a atras cele mai multe fonduri europene pe cap de locuitor. E o statistică pe care văd că nu o comentează adversarii noștri politici. Presa îi dă o oarecare importanță, dar spune totul despre diferențele dintre noi și ei. Și indiferent ce se va întâmpla pe 27 septembrie, noi suntem pregătiți să continuăm ceea ce am început. Viața politică merge înainte și trebuie să ne amintim ce am făcut, ce am spus și ce a rămas din ceea ce am, din ce am promis. Noi față de ce am promis în 2016, că suntem la Onești, ce am promis față de ce am promis în 2016, putem să spunem că ne-am ținut de cuvânt și putem privi oneștenii în ochi. Nu același lucru se poate întâmpla la Târgu Ocna, nu? V-am mai spus de atâtea ori. E un exemplu clar de non-performanță administrativă și ne-am despărțit de 2 ani de acel primar. Suntem organizația care avem puterea de a ne despărți de cei care au promis ceva și au făcut cu totul altceva și care nu pot privi cetățenii în ochi. La Onești, totuși, Nicu Gnatiuc și Gelu Panfil au pledat permanent pentru investiții în sănătate, iar domnul Neghină a pledat timp de 4 ani pentru pentru a nu pleca sistemul de apă și de management de la 1-2 privați și pentru a nu se investi fonduri în aceste rețele. Asta a făcut. A tolerat un sistem neperformant care doar sugea banii oneștenilor. Asta a făcut administrația Neghină, Cristea și nu mai știu cum îi chema. Au tolerat clanul Budeanu, Vicul, Fântână, cine mai erau pe aici, care făceau fel de fel de matrapazlâcuri pentru a împinge cât mai mult hegemonia pe alimentarea cu apă și canalizare și pe deșeuri. Trebuie să știți aceste lucruri, le știți, le-ați trăit și trebuie să le mai și recunoaștem atunci când vin alegerile și să alegem în cunoștință de cauză. Întrebări, dacă mai sunt. Să înțeleg că nu. Vă mulțumim frumos și vă invit, domnule președinte, și pe domnul constructor să semnăm contractul. Ali, nu mai e un pic. Haideți să luăm fiecare câte un contract. Exact. Vă supraveghem. Sunteți din Onești sau din Onești? Salvarea merge și acolo. În 10 luni terminează, da? Deci la anul în iulie venim la recepție. Vă mulțumim frumos, o zi bună și sănătate mult! Mulțumim!